Bună seara și bine v-am regăsit la Reflector Analitic. Stimați telespectatori, după cum v-ați obișnuit, în fiecare zi de marți și joi intrăm în casele domniei voastre cu emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre un eveniment ce urmează să se desfășoare la Chișinău la data de 2 martie. Spuneam ceva mai devreme, capitala noastră va găzdui conferința interparlamentară Republica Moldova, Georgia și Ucraina, parteneriatul estic și provocările actuale de securitate. Ori aceasta este tema ediției de astăzi. Salut prezența în studio a domnului Vlad Bătrânce, deputat PSRM, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și Corneliu Ciure, analist politic, bună seara și bine ați venit, domnule Ciurea. Bună seara. Domnule Bătrâncea, cu dumneavoastră aș vrea să încep, dacă am urmărit cu atenție și rețelele de socializare, dar și colegii noștri din media s-au grupat din start în două tabere, unii pro și alții contra acestui, acestui eveniment ce urmează să se desfășoare la Chișinău. Cum ar trebui să privim lucrurile obiectiv și care ar fi accentele logice ce urmează a fi plasate în acest context? Eu în primul rând aș vrea să înțeleg care este tabăra care susține că absolut majoritatea cetățenilor nu poate înțelege ce fel de măsură va avea loc și da. ce are această măsură comun cu interesul național, cu economia țării, cu consolidarea statalității și așa mai departe. Este o agenda iarăși geopolitică care nu este pe interesul nostru. Va fi aprobată o declarație comună a parlamentelor. Urmărit, vă rog, Georgiei, Moldoviei și Ucrainei. Da? Adică noi la Chișinău facem un eveniment în care aprobăm o declarație comună, Unde noi suntem printre altele două țări. Țările, care nou ne sunt... străină, nu avem Moldova are specificul său și dacă e de vorbit despre securitate că va fi creată o platformă ca să vină niște naționali și din NATO să citească lecții despre securitatea și despre pericolul omeniei care vine din, din partea Moscovei să citească lecții la niște aborigeni și ca cei din NATO care vin să citească aceste lecții lor să le fie mai comod, ei să nu pierdă mult timp și logistica lor să fie asigurată, ei strâng toți aborigenii din aceste trei țări într-un loc, ca să citească lecții la toți deodată și să aprobe declarația comună la toți aceste, toate aceste trei țări, consider și considerăm că Republica Moldova cu certitudine fiind subiectul dreptului internațional este o țară cu specificul său, cu istoria sa și cu problemele sale. Și problema noastră este guvernarea care se ocupă astăzi cu propaganda, cu manipulare, că viața devine tot mai bună, mai frumoasă, mai gustoasă și mâine, poi mâine devenim membrii Uniunii Europene, care deja de mult au spus că nu ne mai primește în membrii săi. Și de aceea este un eveniment organizat de către Candu și pentru Candu, cred că doar pentru da, o, Partidul Democrat. Pe mine doar mă pune în gardă de ce dânsul primește primește acest forum din numele Parlamentului. Parlamentul nu a aprobat nicio decizie în acest sens. Este inițiativa lui candul care el trebuie să o petreacă din numele deputatului Candu și nici cum din, nu, nu din numele din numele instituției parlamentare. Și este o provocare pentru majoritatea societăție, care nu înțelege la Chișinău se organizează această platformă NATO, vin mai mulți militari, experți din, de la oficiul NATO să ne spun cum noi trebuie să asigurăm securitate, fiind o țară neutră care nu poate adera la blocuri militare. Noi, în loc să consolidăm neutralitatea noastră, să nu intrăm în aceste jocuri geopolitice noi putem să pierdem și o ultimă camașă care o avem. Noi ne băgăm în o geopolitică militară mare și încă și oferim gazdă pentru țările, care pentru noi, ce poate Kiev, ce se face în Ucraina, este pentru noi un exemplu bun. Lovitură de stat, picale militare, s-a instaurat un, un regim care, care a adus haos în țară, economie pe pământ, dolarul și euro au crescut în trei ori. În Ucraina, lunar pleacă zeci de mii de ucrainieni, pleacă în străinătate și nu sunt de aceea că nu sunt condiții elementare de viață, sau ce avem în comun cu Georgia, în acest sens, mai ales în, pe plan militar, pe plan regional, de securitate, chestia este o prostie, este o invenție și este încă o provocare pentru societatea noastră. Domnule Ciurea, se vorbește despre asigurarea funcționării zonei de comerț, valorificarea potențialului existent în domeniul transporturilor, dialog social și politic și consolidarea acestuia. Sunt doar trei din obiectivele pe care le-am regăsit în ceea ce urmează să, să fie discutat la Chișinău. Dumneavoastră, împărtășiți punctul de vedere expus de domnul Bătrâncea sau aveți o altă viziune? Bun, eu, desigur, că reprezint un alt punct de vedere. Și chiar am să încerc Vă punctual rog. să răspund la anumite întrebări pe care le-a adresat domnul Bătrâncea. Uh, sigur că, în primul rând, conferință conferința este dedicată chestiunilor de securitate. Asta nu înseamnă că vom discuta problema aderării la NATO, pentru că ea nu poate fi pusă în acest context, având în vedere, și domnul Bătrâncea are perfectă dreptate, că suntem un stat neutru. Uh, totuși, nu putem, cred că nu este corect să punem accentul pe relația noastră cu NATO, pentru că noi vorbim despre o conferință care vizează trei state membre a parteneriatului estic. Ori parteneriatul estic nu are legătură cu NATO, el este un format de asociere la Uniunea Europeană. Și Uniunea Europeană, iarăși, facem distinție clară între NATO și Uniunea Europeană, sunt două, două formate diferite de integrare. De asemenea, cred că uh, între Republica Moldova, Ucraina și Georgia există anumite legături. În primul rând, că facem parte din Parteneriatul Estic și am semnat un acord de asociere, dar există și diferențe uh, care sunt importante de -ar, pentru a fi discutate în formatul acesta al conferinței. Uh, știm că Georgia dorește și integrare nu e și aderarea la NATO. Mai mult decât atât, pentru ei aderarea la NATO este mai importantă decât integrarea. Dar e posibil de e. atins ambele obiective? Ei, ei cred că da. Ei cred că acum eu nu pot să mă pronunț, da. treaba Georgei. Oricum aveau șanse să obțină în 2008 la summitul de la București planul individual de acțiuni, mai bine zis plan membership action plan dar ca și Ucraina, dar nu a obținut. Ucraina și ea dorește ambele lucruri, aderarea la NATO și la UE, vor să introducă ambele chestiuni în Constituție, de altfel, așa precum vrea Republica Moldova să introducă chestiunea privind integrarea în UE, dar pentru Ucraina, spre deosebire de Georgia, este mai importantă integrarea în UE. Sau mai bine zis, au mai multe șanse cu integrarea în UE decât aderarea la NATO. Republica Moldova este un stat neutru care nu poate pune problema aderării la NATO, nici nu o pune, dar vrea să discute posibilitatea apropiere și integrere, finalmente, în Uniunea Europeană. Sigur, nu este vorba de partidul pe care îl reprezintă domnul Bătrâncea, dar e vorba de acel partid, de exemplu, pe care îl reprezintă domnul Cando. Din punctul ăsta de vedere, eu văd un format de discuții în cadrul conferinței. Fiecare va veni și va Vorbi despre aceste lucruri care se asemănă, dar în același timp care sunt diferite. Și da. vom vedea cam ce parcurs poate să aibă aceste trei state în mm -hmm. cadrul dat. Domnule bătrâncea, UE din ce în ce este mai fragilă. De ce avem aceste trei țări, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, care vor să, să parcurgă o cale care este destul de incertă până la urmă? Foarte bună întrebare, dar înainte dacă îmi permiteți o, o mică abatere ca să înțeleagă telespectatorii că noi poate cu domnul Ciurea fiecare am avut posibilitatea să facem cunoștință cu agenda acestei conferințe da. care va avea loc uh, pe 2 martie la Chișinău, dar cetățenii, spectatorii, ca de obicei, oamenii la noi nu cunosc nimic despre aceste evenimente, de ce se organizează, cine va veni. Se face această conferință cu un singur scop, să ajunge la panelul final, provocările de securitate comună în cadrul căreia să aprobe o declarație între aceste trei țări, în care Moldova va fi univa la mijloc între Georgia și Ucraina. <coughs> la acest panel numărul 4, provocările de securitate comună, va lua cuvântul și raportorul o să fie ambasadorul John Herbst, Consiliul Atlantic, Centru Eurasia, știți cum în NATO este. Pentru noi este o direcție acolo. nu, nu dar asta nu e de la NATO. Înțeleg, el dar, nu e de la NATO. Înțeleg că el nu e de la NATO, el dar... Unite. El e Statele Unite. un adept foarte mare. Herbst, puteți să-l găsiți nu, în da. Google și să găsiți declarațiile lui, că el spune că NATO trebuie să știu, aibă da. un rol mai activ în regiunea Europei de Sud-Est și crede că aici nu avem puțini militari și trebuie să să avem mai mulți ca să ajungem la acest American Dream. este este Alexander Vezbou, tot 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 centru pentru și securitate, tot Atlantic și tot un mare a NATO către hotarele Federației David Kremer mm. Florida. doamna Irina Friz, care este Securitatea Națională, Rada Supremă a Ucrainei. Iată oamenii ăștia. Ce vor să propună pentru Moldova care ar fi o agendă interesantă, atractivă pentru cetățenii Republicii Moldova? Ce nume? Mesajele lor prin lovitură de stat și pe urmă ne integrăm în NATO? Noi trebuie, Moldova este plasată într-o situație foarte proastă. Noi înțelegem că aici avem Ucraina știi, și Chiev și țara care e explozie permanentă. Instabilitate. A... Instabilitate. Aici avem România unde anul trecut uh, NATO a investit 13 miliarde de euro în infrastructură militară. Noi suntem la mijloc și pe noi atașa încearcă să ne, să ne, atragă și să ne integreze în aceste structuri atlantice în care deja merg și Ucraina și NATO și România, că Ucraina, chiar și dacă nu este membra NATO, dar deja găzduiește mai mulți militari și mai, are mai multe obiective strategice a acestui bloc militar. Noi, în această situație, dacă am avea o guvernare cu o poziție cât de cât echilibrată, cum ei pretind, noi, din contră, ne aruncăm în această epopie geopolitică, în aceste, în aceste mesaje rusofobice, noi ne creăm nouă probleme. Eu nu văd niciun avantaj economic, nu văd niciun avantaj pentru interes național. Dacă ceea ce ați întrebat dumneavoastră în condiții în care Europa da, este trece pentru o surată. perioadă destul de complicată pentru o criză de sistem după Brexit. Da? Iată, vedem cum se întăresc forțele eurosceptice în Franța, în Germania. Nu, no, ok, sunt probleme lor. Ei sunt țări mai dezvoltate care au că de cât o resursă, mai au încă o cât, flexibilitate, cât, cât de cât careva posibilități să joace că au o economie. Pentru noi, Republica Moldova, în această situație, când lumea se schimbă, când sunt jocurile geopolitice, noi ar trebui să avem doar un mesaj neutru, să chemăm la pace și estu și vestu, să arătăm că în Moldova suntem un exemplu unde conviețuim bine și cu Europa. De fapt, și Rusia, Federația Rusă, este o parte componentă a Consiliului Europei. Suntem un continent și trebuie, ar trebui să avem grijă de ceea ce facem. Eu aș vrea să vă atrag atenție în contextul întrebării despre Uniunea Europeană. Ieri a fost plasată declarația Consiliului Ministrilor a Uniunii Europene. Iată, asta trebuie să fie o carte și trebuie să fie o lectură de masă pentru toți policieni din Republica Moldova. Noi vom aduce această declarație a Consiliului Ministrului Uniunii Europene și vom repartiza la toți 101 deputați în Parlament. Ca să vadă că Consiliul Ministrului în această declarație a spus foarte clar Republica Moldova mimează reforme, nu avem rezultate, avem economie pe pământ. Acolo se vorbește și se scrie negru pe alb trebuie să existe măsuri foarte clare în vederea întoarcerii la cei, toate acele bani care au fost furați. Acolo se scrie negru pe alb că 100 de milioane de euro pentru reforma justiției în Republica Moldova. Banii ăștia practic nu au adus niciun folos beneficii. și nu se simte nici o justiție reformată în Moldova. Și ceea ce este foarte important cu ce finalizez, că poate e monolog, da ei s-au referit și la, așa zis, lege de combatere a propagandei care a fost aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova și au spus foarte clar că nici o restricție în acest sens, nici o luptă cu propaganda nu trebuie să încalce normele dreptului internațional și nu trebuie să îngrădească accesul oamenilor la informații și nu trebuie nici că cum să îngrădească dreptul la liberă activitate și libertate a mass Și de ce asta au spus o spus ministrii din cadrul Consiliului, din cadrul Uniunii Europene. Un semnal foarte clar, un mesaj foarte clar că pretinții reforme care le face guvernarea de la Chișinău, sunt, de fapt, antidemocraci și anti -europene. Și noi, în loc să ne concentrăm la aceste probleme, invităm încoace toți militarii din Lituania, niște, niște oameni experți care sunt cei mai mari rusofobi în această țară, în această, lume, pe această planetă, și cei mai radicali pro NATO, pro care au susținut toate bombardamentele. Iată, care interes? Vom întreba pe domnul Cam, domnul Cam, care este interesul Republicii Moldova? Bine. Treaba asta. Domnul Ciurea, din discursul domnului deputat bătrân, ce am desprins câteva noțiuni sau cuvinte cheie pe care vreau să medităm împreună. Vorbeam despre Statele Unite, vorbeam despre uh, Federația Rusă, pe de altă parte, interese ascunse, totuși cum se vede treaba asta? Există în spatele acestor acțiuni Statele Unite? Există uh, influențe în zonă? Bun, Statele Unite evident că au anumite uh, interese, au o agendă pe care, bun, de, despre care unii vorbesc că este o agenda ascunsă. Eu nu cred că putem vorbi despre interesele statelor unite în regiune ca fiind o agendă ascunsă. Noi știm uh, care sunt uh, interesele acestui stat și eu sunt de acord că ONG-urile, repet, reprezentanții ONG-urilor americane care vor fi aici, în special Atlantic Council, promovează interesele Statelor Unite în regiune. Dar mie mi se pare cu atât mai interesant să oferim o tribună acestor oameni pentru ca să discutăm și să nu vorbim despre o agenda ascunsă americană, dar să-i auzim pe viu și să vedem aici la Chișinău, într-un format destul de elevat, cu parlamentari, congresmeni, eurodeputați, speakerii Parlamentului ucrainean, georgian și moldovii să vedem ce gândesc ei și cred că tribuna oferă și posibilitatea celor care au un alt punct de vedere să se expună. Eu, de exemplu, sunt un adept al neutralității Republicii Moldova, dar și mie mi este interesant să văd cum vor formula acești americani care nu... Sunt polit, politicieni în sensul de plin al cuvântului, dar deci sunt reprezentanți ai ONG-urilor. Cum vor reflecta ei punctul ăsta de vedere? Domnule Curea, cei care ne vizionează la această oră probabil se întreabă de ce am eu a câștigat în toată treaba asta? O întrebare nu, simplă, nu, dar nu, o întrebare... Nu, la această întrebare nu? răspundem foarte simplu. Adică eu nu cred că ei vor adresa această întrebare. Faptul că Republica Moldova are un conflict transnistrian și faptul că nu își controlează propriile teritorii este... Este o dovadă că Republica Moldova trebuie să se preocupe de securitatea ei internă, de, de uh, să-și securizeze spațiul, <fie> și din această cauză eu cred că toată lumea este de acord că avem nevoie de reintegrarea statului. Eu cred că aceste chestiuni se vor discuta în acest format al conferinței. Mai mult decât atât, eu cred că toată lumea înțelege că noi nu ne dorim o situație similară celei din Ucraina. Domnul Bătrânce s-a referit la acest lucru, dar cum putem noi ajunge în această situație și tot în același timp apărându-ne interesele noastre naționale, îngrădind accesul, să zic așa, factorilor de influență ruși în zona noastră, care creează anumite probleme pentru securitatea noastră, este un alt subiect de, de discuție. Dar toate aceste pe care... trei țări, până la urmă, au și ele probleme de securitate. Toate, toate trei, aceste trei probleme, noi suntem, apropo, tot un element care trebuie să-l spunem, toate aceste trei țări au o problemă comună, o problemă teritorială cu Rusia, și slavă Domnului, Republica Moldova are această problemă într-un grad mai mic. Noi nu am avut de la 2008 încoace un război cu Rusia, precum au avut georgienii și cum au avut ucrainenii. Deci nimeni nu pune problema, cred, și nu se va pune la această conferință problema să creăm și în Republica Moldova o situație similară. Din contră, noi putem poate explica cum putem evita acest lucru. Ce trebuie să facem, totuși, ca influențele uh, nefaste din zona transnistreană a Rusiei să se micșoreze, fără ca să ajungem la o situație de conflict cu vecinul nostru de la răsărit? Domnule Bătrânci, întrebarea mea este simplă, dar în același timp vreau un răspuns explicit. Acțiunile Partidului Democrat, pentru că ei sunt cei care uh, susțin, vin ca să înrăutățească relațiile noastre cu Federația Rusă? Uh, la sigur, dar. Ei nu controlează situația. Atunci când Dar liderul, o conștientizează, ce liderul lor, Plahotniuc, a ajuns în Statele Unite, el deja a înțeles la acel moment că a pierdut încrederea și susținerea structurilor europene. Vreau să vă aduc aminte că când s-a pornit el în acel turneu, călătorie, el deja a avut la dispoziție hotărârea și declarațiile europenilor privind, privind stoparea, blocarea finanțării Guvernului Republicii Moldova în legătură cu mimarea reformelor, în legătură cu corupție, furtul miliardelor și așa mai departe, cu, în legătură cu justiția selectivă, în legătură cu încălcările dreptului omului. Și respectiv, el știa foarte bine că nu are susținere nici în cadrul structurilor CSI, că atacurile lui în adresa Federației Rusie și așa mai departe. Unica șansa lui era să ajungă la păpușarii de peste ocean și să să obție, au obții susținerea lor în schimb la acele angajamente care au luat, politică extremă de rusofobie, atacurile directe, scoaterea diplomaților și interzicerea televiziunilor, el a obținut pe o perioadă anumită sus sprijinul americanilor, dar este ceva foarte temporar pentru el deoarece toți cunosc foarte bine cum procedează americanii cu Unele păpușă care sunt dobivas la autoritate la reputație, dar este cel mai puternic aburigen cu care ei lucrează, ei prin acest aburigen opține scopri lor, și ulterior acest cel mai puternic aborigen va fie schimbată cu pupuși crescut de ei. Și deci, este chestie de timp când americanii vor scoat scoate din joacă pe hotel și o vor instala pe. doamna Maia Sandu. Da, Unul este o, un partid șantajabil? De aceea se De, întâmplă? Nu, la sigur. La sigur. Eu cred că în ultimii, 8 ani, deja aproape 9 ani s-au produs multe lucruri și ceea ce a făcut Pele a fost în Cărdășie, în alianță cu pd cu Peleu. Ei deja s-au distanțat, fiecare încearcă să aibă retorica lor, Pele și Peleu se victimizează, pd deja spune că tot ce s-a făcut rău a fost făcut doar exclusiv de către filat. Ei au condus sara împreună și urmează să răspundă în fața cetățenilor și legii împreună. Dar dacă e să urmărim harta regiunii noastre, dacă eu spun una, domnul Ciure spune altul. Ca cetățenii să înțeleagă cine, mă rog, are dreptate, cine are mai puțină dreptate. Dacă e de văzut harta, Moldova, Ucraina, Georgia, țările baltice, este un bufer pentru Occident, o zonă, de, o zonă sanitară, sanitară, dacă doriți, un tampon între Occident civilizat, și uh, Rusia agresivă. Iată, s-a creat o, o coaliție de țări loiale, loiale păpușarului de peste ocean, care sunt mici, dar mult, și care încearcă să atace un adversar mare, a Statelor unite. Și dacă dumneavoastră să observați, și eu sunt absolut sigur că toți recunosc acest lucru, că și pe Maidan, și în Georgia, și prin Pinsakașvili, și în alt, sunt țările baltice. Prin uh, anumiți, uh, anumiți politicieni, actori politici, s-au implementat anumite tehnologii și anumite provocări. Da? Deci explozii, în relațiile interietnice. Iată cum în Ucraina o politică nazistă care exclude din start din viața publică, politică, orice care reprezentanța altor etniei. În țările baltice e ceva strașnic dacă tu nu ești și nu vorbești această limbă și nu ești o acestui popor, înseamnă că tu ești dușman și ești deja din start un șpion și un cetățean da. periculos. Și de aceea ultima ce vreau să vă spun sunt niște provocări cu un scop foarte bine determinat de creat tensiune în această regiune. Regiunea care este la hotarele Federației Rusiei și această tensiune nu este acolo la și este aici. Și ultima, e foarte important, Transnistria. Este un vis frumos să reîntregim țara. Doar așa noi putem să asigurăm că de cât o economie să și un nivel de viață cetățenilor. Dar e posibil. Și ăștia care cheamă, și organizează aici precum că e securitatea, avem problemă teritorială. Ăștia, liberalii, naziștii, cândva au provocat acest conflict interietnic, acest conflict uh, între cetățenii între frații, pe bază de limbă, de etnie, naționalitate și așa mai departe. Ăștia uh, ne vor reîntrige țara în viață, nu? Ceea ce va avea loc uh, pe 2 martie la Chișinău doar va consolida uh, propaganda la Tiraspol, acelora care nu doresc reîntregirea țării și bineînțeles că la Chișinău vin, vin la forța acei care din start poziția lor a provocat acel conflict la începutul anilor 90 și cu aceste politici noi cu siguranță nu vom reîntregi țara. Domnule Ciurea, câteva teze, câteva gânduri au fost enunțate în raport cu dumneavoastră. Haideți să pornim de la harta politică la care făcea referire domnul Bătrân și să vedem dacă s-a creat brâu despre care spunea lui. Și mă scos doar 5 da. secunde. Și iată această zonă sanitară, acest tampon, da. dacă dumneavoastră observați, bază NATO, bază NATO, bază NATO, bază NATO, bază NATO, România bază NATO. Și noi nu mă suntem aici, la mijloc, unii încă mai lipsește o bază NATO. Și toate aceste conferințe se fac numai ca la Chișinău să fie pregătit teren pentru deschiderea unei noi baze militare. Domnul Curea, vă rog. Um, da, încă o dată. Este adevărat că există ceea ce putem numi deocamdată un cordon sanitar sau o zonă de tampon între spațiul euroatlantic, UE-NATO uh, și, uh, și Rusia. Și domnul Bătrâncea corect a identificat statele care separă aceste două. Statele Baltice, Ucraina, Moldova, Caucazul de Sud. Doar că trebuie de menționat că toate aceste state care fac parte din acest așa numit cordon sanitar, nu, nu ne place să fim incluși în această zonă, au probleme cu Rusia nu din cauza că cineva le-a șoptit la ureche, Statele Unite, Washington sau Bruxelles, mă refer la uh, oficiul, sediul politic al NATO, ci din cauza că aceste probleme au apărut în mod obiectiv. Și nu suntem neapărat noi incluși, de către americani sau de către NATO, în acest, acest sistem antirusesc. Uh, conflictele pe care noi le avem, faptul că Rusia vede această regiune ca drept așa numit Ruski Mir. Noi, noi facem parte din punct de vedere al rușilor, Moldova mai puțin, dar Ucraina e de cu siguranță din așa numitul Ruski Mir. Ori acest lucru nu este acceptat de foarte multă lume, atât în Ucraina cât și în Republica Moldova. Deci, făcând abstracții de uh, implicarea americană în regiune care există, noi trebuie să recunoaștem că noi avem în mod obiectiv o problemă cu Rusia și nu în zadar folosim de multe ori termenul de internaționalizare. De internaționalizarea conflictelor. Noi căutăm în, pe glob un aliat sau aliați care să ne ajute pentru a rezolva această problemă pe care o avem cu Rusia. Același lucru fac ucrainenii, același lucru fac georgienii. Din această cauză, vizita... Poate avem -o de pierdut în urma nu știu, căutării unui aliat. Bun, Eu unii vor spune bine. că vom avea de pierdut. Eu cred că dozat. De e sigur că asta nu înseamnă să schimbăm un Uh, cum se, un uh, opcom cu un alt opcom. Opcomul de la Moscova să-l schimbăm cu opcomul de la Washington. Uh, aș putea, cu riscul de a deranja, super că de multe ori unele state vecine nouă din, din, spre vest cam așa au făcut și acum au de suferit. Trebuie sigur că de dozat această implicare de asta eu înțeleg cum anumite temeri a domnului bătrâncea. Și repet, eu de exemplu sunt rămân pe pozițiile neutralității. Eu consider că acest punct de vedere pe care socialiștii îl susțin este unul corect. Republica Moldova spre deosebire de Ucraina, spre deosebire de Georgia, Ucraina a renunțat la statutul de nealiniere <coughs> euh, militară pe care l-au avut pe timpul lui Ianu Covid, Georgienii nu au fost niciodată neutre și vor noi trebuie să păstrăm acest lucru și acest lucru trebuie spus la conferință, apropo. Nu trebuie tăcut, trecut. De asta noi întotdeauna suntem menționați într-un alt context decât Ucraina și Georgia. Pe de altă parte, totuși, sigur că implicarea europeană, implicarea americană, care sunt totuși în cadrul formatului 5 plus 2 ca părți observatori, ei, ei trebuie să fie implicați din ce în ce mai mult din punctul meu de vedere și ar putea să aducă beneficii procesului de reglementare. Domnule Ciurea, realitatea politică a țării noastre ne demonstrează că niciun partid până când nu s-a nu menținut la putere mai mult de două cicluri electorale. În acest context fac referire cu ceea ce spunea domnul bătrânce la începutul acestei emisiuni. PD-ul este cel care promovează ideea și susține, de fapt, este în deplină legitimitate. Eu consider că nu este Deci De problemă Pentru că mâine, legittim, prin abstract, da. vine un alt partid, X, Y, Z. Nu contează care nu împărtășește aceeași viziune. Ce facem? Păi, uh, sunt partide care nu împărtășesc viziunea democraților, dar uh, pe, uh, pentru moment Partidul Democrat este la guvernare. Nu știm câte cicluri are el. Eu cred că încă pe ul nu a avut niciun ciclu. Uh, bun, aponenții vor spune că l a avut din 2009 încoace. Da. Dar uh, eu cred că uh, legitimitatea Deși contestată, ea există, ea se vede în Parlament, ea o majoritate, iarăși știu care sunt da. oponenților sunt. și ne apropiem de alegeri. Și eu cred că alegerile din acest an vor rezolva definitiv problema legitimității Partidului Democrat. Nu mai are rost, poate, nu știu, de anticipat, nu știu, are rost, nu mai are rost, dar practic în acest an problema legitimității Partidului Democrat va fi rezolvată prin intermediul alegerilor și vom vedea cine a, a, va avea mai mulți deputați în Parlament. Deci este o problemă care în curând va dispărea. Da. Domnul Bătrâncea, eu vreau să facem o incursiune în anul 2006 și pregătindu-mă pentru această emisiune am găsit o declarație a ex-președintelui Voronin care spunea că legislativul de la Ghișinău va examina în timpul apropiat un proiect de lege cu privire la denunțarea acordului de aderare a Republicii Moldova la CSI. Până la urmă, lucrurile oarecum sunt legate între ele. Astăzi, iată, peste 12 ani de la această declarație, care nu a prins contura atunci, s-a schimbat oarecum accentele în zonă? Nu, astăzi, în primul rând, în Parlamentul Republicii Moldova nu există o asemenea... Ziua. Nu a fost inițiată o asemenea procedură deoarece ceea da. ce au ce înregistrat liberal este, mă rog, un proiect pur electoral populist și ei nici nu au avut dorință sau capacitate să facă cunoștință cu, procedurile cu prevăzute și de dreptul internațional da. no, Legale, și de acordul cu CSI și bineînțeles că dacă ei s-ar interesa, ei ar afla că nu așa se inițiază o asemenea procedură și nu ei, deputații, niște cei 3, 4, 5 deputați din Parlament pot iniția o asemenea procedură. Mie nici nu au putut răspunde la o simplă întrebare, chiar eram șocat, dar când i-am îndrăsat întrebarea la autorul acestui proiect, dar câte țări între în CSI? Dânsul s-a blocat și nu a putut răspunde, la fel nu a putut răspunde ce prevede acordul cu CSI și ce, privede piața liberă și, da. și în cadrul CSI și că noi suntem scutiți și nu achităm plățile vamale și avem un comerț de circa 600 de milioane de dolari chiar și în situația unei economii prăbușite, noi totul nu avem careva comerț. Și bineînțeles că ieșirea din CSI nu, nu, nu poate fi examinată în mod serios și este o inițiativă cu tentă electorală. Cert este un lucru că acum de dragul campaniei electorale se lansează mesaje foarte radicale și Republica Moldova este aruncată de către Partidul Democrat într-o extremă gravă, pe noi deja ne fac pur și simplu la pachet, la pachet pe noi ne fac o, o piesă geopolitică unde noi putem să pierdem foarte ușor și identitatea sa și suverenitate și acolo ne-a fost acălcat NATO, știm că au dispărut unele țări și, și așa mai departe. Este foarte periculos asta pentru Republica Moldova. Democrații deja au pierdut firul, au pierdut controlul asupra situației. Că atunci când ei au venit cu anumite angajamente față de americani, americanii au influențat, au apăsat unele butoane și europenii au dat totuși acordul pentru finanțarea acestui guvern Filip, în această situație democrații pur și simplu nu au conștientizat ce au făcut. Ei deja nu vor controla. Americanii până la urmă vor avea, vor schimba pește care au deja imagine știrbită, ei nu vor permite lor să, să rămână, să rămână mult la guvernare, vor scoate la prima linie niște păpușe mai curate, mai, cu imagini mai pentru din și mai bună. Și de aceea păcat este că în aceste jocuri, jocuri geopolitice noi supunem riscul Republica Moldova și dacă e să vedeți partenerii de dezvoltare, chiar și ăștia care vor veni, da. toți experții care vin tot pentru care dușmanul omenirii este doar Federația Rusă, ei nu vor vorbi despre economie. Da, pentru formă din patru paneluri, securitate, luptă, așa zisă, cu propagandă, ei au un panel economic. Dar este de ochi lumii ca să arăte. Nu ce pot propune ei? nimeni din acești parteneri despre care tot noi vorbim, parteneri de la Occident, ei nu vorbesc despre economia acestei de țări. Românilor au rodat care au 100 de milioane, miliard, 100 de miliarde de euro au datorii externe. Noi avem 7 miliarde. România 100. Anul trecut au primit 13 miliarde de euro pentru armament, pentru stațiile este de lansare a rachetelor și mai departe. De ce nu au investit acești bani în economie? De ce banii care au venit în Republica Moldova și care cetățenii nu au simțit nu au adus în coace tehnologii de producere, de prelucrare? De ce, de ce dorești? Și până la urmă, ăștia care vor veni pe 2 martie la Chișinău nu vor propune nimic bun pentru dezvoltarea acestei țări. Iată, Ucraina a pierdut milioane de cetățeni doar în 3 ani. Oamenii pur și simplu uh, s-au evacuat din această țară. Dar care e poziția României până la urmă la toată treaba asta? Pentru că uh, la ora în care difuzăm această emisiune avem și vizita premierului. Iată, dacă dumneavoastră să deschideți. Bine, în Ucraina oamenii deja nu, nu scriu în rețele de socializare. Acolo absolută majoritate e intimidată. Este care au venit la putere la Kiev, au venit prin măsuri de intimidare a propriei populații Și de aceea ei pur și simplu stem să scrie pe rețele de socializare, opinia lor sinceră, așa cum ei cred. Dar dacă dumneavoastră deschideți rețele de socializare în segmentul României, să vedeți ce scrie populația, oamenii înțeleg că această agenda geopolitică, NATO și așa mai departe, nu i-au făcut viața mai bună. Ei tot românii au pierdut milioane de cetățeni. Dacă au plecat medicii în Românii tot, ca și Moldova rămân fără fără medici în perspectivă de 10-15 ani, că plec în Mare Britanie și așa mai departe. Oamenii nu doresc această agendă geopolitică. Oamenii văd că situația degradează, dar ce este specific și pentru România tot. Această țară deja este condusă din afară. Adică există în reime primovă împroblinie. Da. -și, practic, Banca Națională a lor este controlată din afara țării, din ea, din afara țării și structurile cele mai importante sunt controlate din afara Și ei nu controlează politica sa internă. La fel Republica Moldova, la fel Ucraina, la fel Georgia. L-a scos pe unul da. Sakașvili care a pornit ceea ce a pornit și a pus pe altul. Dar retorică uh, retorica rămâne aceeași. Păcat este că aceste țări frumoase, bune, și România, și Moldova, și Ucraina, și Georgia, și alte țări. Ei, aceste țări nu au politică de sine stătătoare. Domnule Ciurea, 2006 la 23 mai s-a înființat Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică GUA, da? care mai târziu s-a transformat în GUA prin ieșirea Azerbaijanului din această organizație. Anul ăsta, începând cu 1 ianuarie 2018, Republica Moldova a preluat președinția acesteia. Ce avem noi a face? E o întrebare simplă. Merită să fim parte acestei organizații? Nu merită? Care sunt avantajele? De ce ar trebui să procedăm într-un fel sau altul? Iată un șir logic de întrebări. Uh, bun, Guam, de, vorbim mai puțin despre Guam. Eu cred că interesul pentru această organizație uh, nu, nu, nu mai este foarte mare. Sunt căutate alte platforme care ar putea să ne unească. De exemplu, parteneriatul estic înlocuiește Guamul și, bun, din Guam a ieșit Uzbekistanul, dar Azerbaijanul bănuiesc că se mai află în cadrul acestei organizații. Da, poate fi o. Dar, dar eu, eu cred că noi se caută mai multe platforme de colaborare. Uh, și Guamul a și-a atins apogeul la mijlocul anilor 2000, prin 2004-2005, atunci când au fost lăsate cele mai interesante proiecte, ca și parteneriatul este. Guamul a fost văzut de Rusia ca, ca o organizație creată împotriva intereselor ei și uh, din punctul meu de vedere, această modalitate de cooperare, e vorba de tot aceste Georgia Ucraina, Moldova și Azerbaidjan, s-a epuizat. În fond, ea nu cred că Atunci mai Atunci de ce mai fie... suntem membri? De ce am preluat și președinție? Și de mai plătim exist... 50.000 de euro dacă nu mai Vreau să vă spun pentru... că sunt multe organizații care practic există, chiar dacă uh, rațiunea de a fi aceste organizații, practic, a dispărut. De exemplu, uh, csi -ul îmi permit să spun da? acest lucru, nu mai este foarte interesant ca organizație. Sunt alte formule de colaborare. Colaborare. Zona de liber schimb a CSI-ului, organizația la care doresc socialiștii să adere Uniunea Economică Euroasiatică. Deci CSI-ul treptat a dat naștere unui set de organizații, e, e, organizația Tratatului de Securitate Colectivă. Deci, iar însă ul nu este nimic altceva decât o reuniune, niște summituri. Deci rațiunea de a fi a CSI-ului nu, nu există, dar ea, în virtutea inerției, își continuă mersul. La fel și cu amul. Și există Nimeni niște metamorfoze în acest context? Să înțeleg? Poftim? Există niște metamorfoze pornind de la CSI? Nu, toată lumea ești? acceptă că este mm. foarte bine că există csi -ul. chiar dacă Georgia a ieșit din această organizație, Ucraina vrea să iasă, dar aici spune problema că Ucraina niciodată n-a fost membră, a a fost membră doar observator. Deci, același lucru despre Guam. Ea a avut o perioadă când a încercat ceva să creeze, acum este în stand-by, în faza de stand-by, poate va fi cândva reactivată, poate nu. Deci, este o mai curând o, o, o emblemă, o emblemă, da. o etichetă care din punctul meu de vedere, astăzi nu are un mare impact asupra politicii. Vreți să vă, vă rog, să de răspund de la întrebare de ce spune. Ucraina așa și nu a inițiat procedură de ieșire din CSI? Pentru că nu a fost membru. Ucraina nu a fost. Ucraina a fost n -a Ea a CSI fost membru fondator, dar n-a semnat n -n -n -n. statutul CSI-ului și, prin urmare, n-a putut fi niciodată, n-a fost considerată ca membru cu dreptul de plină. După, așa zisă, Bilovieșca Poșie, acordul care a distrus Uniunea Sovietică, tre cele trei țări, Rusia, Bielorusia și Ucraina, au inițiat și crearea CSI-ului. De acord. Și astăzi pot să vă zic de ce ei nu ies ucrainenii oficial din CSI. Foarte simplu, că Poroshenko și mai mulți care controlează Ucraina, sunt businessmani și înțeleg foarte bine că comerțul în cadrul CSI și liber schimb a mărfurilor aduce Ucrainei miliarde, miliarde de dolari de comerț. Și bine că ei și așa se simt foarte prost după ultimele evenimente și au ceea ce au cea mai săracă țară în Europa, dacă moldovenii au fost ucrainieni după ce, ce s-au produs după lovitură de stat, deja ei sunt pe ultimul loc. după nivelul economic și după nivelul de trai cetățenilor. La fel și PDU în Republica Moldova înțelege foarte bine, că în cadrul CSI-ului este comerț. Cu toate problemele că au distrus producătorii și distrug producătorii, că asta este o cerință ascunsă a celor de la Occident, că nu le tribește la economie și producerea în Moldova. trebuiește o zonă buffer iară. A pd ul chiar și în aceste condiții înțelege că sunt 600 de milioane de de dolari comerțul. Și înțeleg că dacă ei vor ieși din ce vor rămâne și fără acești bani. Și de aceea țările chiar și care sunt mai radicale cu ei încearcă cumva așa, știți cum, mesaje politice dure, dar economic să mai încercăm să facem niște bani. Și dacă să vedeți ceea ce face Germania astăzi, care spune la nivelul Ministerului de Externe a Germaniei, că vor face totul ca să îmbunătățească relațiile cu Federația Rusă. înțeleg că au iarăși comerț foarte, foarte, serios cu această țară. Și de ce? Europenii au interesele economice. Înțeleg, dar ce e cu Guam? Noi suntem președinți, am preluat o această... O structură absolut moartă. Domnul Ciurea, pe final de emisiune vreau să aflu punctul dumneavoastră de vedere. Ați urmări probabil ce au declarat mai mulți analiști politici. Unii se întrebau dacă vom avea proteste pe ziua de 2 martie, raportat la evenimentul de la Chișinău. Există tendințe reale de a scoate lumea în stradă, de a protesta? Eu nu cred că vom avea... Poate vor fi anumite manifestări de nemulțumire, în special atât domnul Bătrâncea vorbea de cei care consideră că această conferință vizează implicarea NATO în regiune, dar eu nu cred că ele sunt motivate aceste temeri și presupun că mai curând aceste acțiuni, dacă vor avea loc, au, vor avea mai, mai curând o tentă electorală. În fond, conferința este una prestigioasă la nivel înalt, cu politicieni de rang înalt și nu cred că ar trebui să fie mari supărări, chiar dacă, sigur, toată lumea va sta cu creionul în mână și va nota declarațiile politicienilor, dar ele vor fi utile. Repet, noi vom vedea nu agenda ascunsă a unui stat, de exemplu, a Statelor Unite, dar ce spun cu adevărat politicienii, oameni influenți din Statele Unite despre realitatea de regiune și vom ști exact care sunt intențiile lor aici pe final de emisiune avem 30 de secunde la dispoziție. Domnul Bătrâncea, deputații, colegii dumneavoastră din fracțiunea PSRM vor participa la aceste evenimente? Cum o, veți reacționa? Vom, vom, fi neapărat la acest eveniment și bineînțeles că Cando și restul care sunt departe de, parte de democrație și de libertate exprimare, ei au creat și au propus format care nu privede lor de cuvânt pentru cei care au altă opinie, deci au pregătit o măsură sterilă pentru, doar pentru cercul lor, un mejdu-saboicic între și vom încerca cel puțin în ronda de întrebări să spunem foarte clar că peste 80% de moldoveni sunt împotriva NATO și blocului militar agresiv. La fel cum este și populația Ucrainei. Numai că oamenii nu sunt auziți și democrația lor selectivă nu prevede că oamenii să fie întrebați. Dar vom fi în cadrul acestei conferințe și cu deputați, cu legii și vom face totul ca să expunem poziția oamenilor în această țară și acei pupușare care trimit în coace agenții lor, cel puțin să audă că oamenii sunt împotriva. candu. Nu reprezintă tot poporul Republicii Moldova, reprezintă doar o minoritate. Domnule Ciurea, de asemenea, scurt, spuneți-mi, vă rog, sugestiile la care făcea referire domnul bătrâncea a Consiliului de Ministri, când ni s-a arătat din deget că mai avem anumite restanțe, poate lăsa o amprentă asupra evenimentului din 2 martie? Ele nu sunt foarte negative, evident că au fost trecute în revestă și neajunsurile cu care cu unele dintre care, apropo, am înțeles că nu toată lumea este de acord, de exemplu, cu propaganda uh, rusească. Nu, nu cred că sunt legate aceste două elemente, conferința și de, uh, recomandările Consiliului, dar, de exemplu, problema corupției cu siguranță că se va discuta uh, în cadrul conferinței și cred că se vor face trimitere, mulți vor face trimitere, dar înțeleg că socialiștii tot vor face trimitere la aceste recomandări. Dar ceilalți colegi și aici ieșim, ceilalte partide în afară de pd o ce poziție împărtășesc? Ați discutat cu ei? H Habar nu avem ce au alte partide. Am văzut atunci când s-a deschis centrul de legături cu NATO care privede și are mai multe atribuții deja în inclusiv și care obiectivelor, Am fost noi, socialiștii unici, la acel protest în față la clădire din stradă Vlaicu-Percalap, nicătând că au fost alte partide și partidul nostru și comuniștii care o parcă, parcă spuneau, dar noi și nimeni. Eu pot să spun doar că vom fi noi și sperăm mult că și restul vor găsi timp, dorință și nu, nu, nu vor avea frică să, să vie și ei și să anunțe o poziție oricare. Oamenii trebuie să fie mai consolidați, mai uniți, mai, atunci, mai ales atunci când este un pericol evident. Domnule Bătrâncea, domnule Ciurea, eu vă mulțumesc din suflet pentru participarea la această emisiune. Mulțumesc, vă mai așteptăm frumos. și cu alte ocazii în studioul Reflector analitic. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. O seară bună alături de Accent TV. Pe curând!